Bună seara și bun găsit la știrile Gold TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Scandal la primăria Turbulea în această dimineață. Fostul șef al serviciului public a chemat poliția invocând lipsa unei ștampile, iar primarul Bârcă i-a sigilat biroul. Oamenii legii au deschis acum un dosar penal pentru a afla cine are dreptate și cine nu. Președintele Partidului Mișcarea Populară, Elena Udrea, a revenit în Gorj în acest sfârșit de săptămână. Șefa PMP a adus ajutoare în zona Novaci celor afectați de viituri în luna iulie. Pandurii au spart gheața și au reușit să bifeze prima victorie din noul sezon al Ligii 1. Jucătorii lui Grigoraș au câștigat partida de la Media și scor final 2-0. După această partidă au venit și întăriri, gorjenii au transferat un atacant din Slovenia. Scandal la primăria Turbulea în această dimineață. Conflictul s-a iscat între primar și fostul șef al serviciului public. Între cei doi există neînțelegeri de când edilul Ion Bârcă a decis să renunțe la serviciile respectivului angajat. Astăzi, fostul șef a chemat poliția, invocând lipsa unei ștampile, iar și faptul că Bârcă i-ar fi sigilat biroul. Oamenii legii au deschis acum un dosar penal pentru furt și abuz în serviciu. Între Ion Bârcă și fostul șef al serviciului public există un conflict de aproape un an. Astăzi însă spiritele s-au aprins din nou după ce bărbatul respectiv a sesizat la poliție lipsa unei ștampile. La rândul său, Bârcă susține că Marian Badea nu mai are dreptul să folosească nici biroul de ștampile, nici nu se mai pune problema. Prin urmare, a închis cu cheia respectiva încăpere. Abia la apariția polițiștilor s-a făcut liniște în instituția publică. Reprezentanții IPJ au deschis un dosar penal pentru furt și abuz în serviciu, care a ajuns în atenția procurorilor. Lucrătorii din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apel de urgență 112 cu privire la faptul că o persoană angajată în cadrul primăriei Turburea a sustras dintr-un birou ștampila serviciului public de gospodărire comunală, precum și cu privire la faptul că primarul localității i-a sigilat biroul. La fața locului s-a deplasat echipa operativă, care în urma primelor verificări a constatat că între părți există un conflict de muncă ce se află pe rolul instanțelor de judecată. În cauză s-a întocmit un dosar penal și urmează să se efectueze cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și abuz de serviciu. Primarul Ion Bârcă spune că fostul șef al serviciului public nu mai are ce căuta în biroul respectiv, deoarece s-a decis încheierea contractului care era între el și administrația locală. Avea un contract de management încheiat de un an și jumate, de 2 ani de zile este acest contract de management între primărie și Badea Marian, să îndeplinească funcția de șef de serviciu. Iar după aceea, acum 9 luni de zile, eu am luat o hotărâre că acel contract de management, datorită funcției pe care o dețin ca primar al comunei și conduc serviciile publice, conform legii 215, acest om i-am desfăcut contractul de muncă, acel contract de management. El m-a acționat în instanță și a pierdut și în instanță. Nu mai aveați nevoie, practic, de serviciile lui? Nu mai aveam nevoie de serviciile lui pentru că nu și îndeplinea sarcinile pe care le avea stipulate în acel contract de management. Serviciu public înseamnă nu numai de a strânge banii pe apă și să-ți iei salarii. Conflictul dintre cei doi a făcut și o victimă colaterală. Noul șef al serviciului public Turburea s-a ales cu dosar penal pentru furt. Un nou suspect în dosarul privind pontajele fictive ale unor șefi și salariați din cadrul carierei Roșiuța. La finalul săptămânii trecute, inginerul șef Stelian Vintil a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta a scăpat de cătușe în cursul zilei de sâmbătă, după ce judecătoria Motru a decis cercetarea sa sub control judiciar. Inginerul Vintilă este acuzat de procurorii gorjeni sub acuzațiile de fals, uz de fals, înșelăciune și abuz în serviciu. CEO a anunțat printr-un comunicat de presă în cursul zilei de astăzi că acesta a fost dat afară împreună cu șeful său direct, maestrul Constantin Berescu, din cauza scandalurilor izbucnite în urma pontajului fictiv. Reținerea lui Vintilă are legătură cu dosarul de proxenetism al lăcătușului mecanic de la aceeași carieră, Aristica Benoni Bejinaru. În urma continuării cercetărilor într-un dosar penal în care se efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals, înșelăciune și abuz în serviciu, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, Serviciul de Investigații Criminale, au reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un bărbat în vârstă de 47 de ani, angajat al complexului energetic Coltenia, întrucât în perioada 2013-2014 a pontat fictiv un subordonat de al său, prejudiciind complexul energetic Coltenia cu contravaloarea drepturilor salariale încasate pe nedrept.
În continuare, polițiștii efectuează cercetări, urmând ca la finalizarea acestora dosarul penal să fie înaintat unității de parchet competente. Acesta, din urmă, se află de mai bine de o lună în arest preventiv sub acuzațiile de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. Într-un comunicat de presă al DIICOT s-a dezvăluit că, deși era angajat la UMC Roșiuța din cadrul complexului energetic Oltenia pe postul de lăcătuș mecanic cu program zilnic de 8 ore, Bejinaru a făcut în așa fel încât să intre în grațiile unor șefi și persoane influente prin acte de corupere ori plasarea de tinere pentru a întreține raporturi sexuale cu aceștia, situație în care a fost favorizat să nu se prezinte mai deloc la serviciu. Bejinaru ducea fete pe litoral să se prostitueze și cumpăra și bunăvoința șefilor din carieră, oferindu-le fete pentru servicii sexuale. De asemenea, lăcătușul proxenet a rămas fără serviciu după ce Curtea de Apel din Craiova a decis tot la sfârșitul săptămânii trecute să respingă solicitarea prin care a dorit să fie anchetat în libertate. Această decizie a magistraților craioveni duce la concedierea lui Bejinaru din cadrul complexului energetic Oltenia. De altfel, și conducerea CEO a anunțat că acesta își va pierde locul de muncă. După ce s-a descoperit cu ce se ocupa lăcătușul de la Roșiuța, conducerea CEO a trimis în zonă corpul de control. După verificările făcute, doi dintre șefii direcției lui Bejinaru au fost concediați, iar alte 6 persoane s-au ales cu diminuarea salariului pe o perioadă de 3 luni. Președintele PMP, Elena Udrea, a venit ieri Chilanovaci pentru a aduce ajutoare fetiței care a rămas fără casă în urma inundațiilor. Familia Mailat din Novaci a rămas fără locuință după ce viitura puternică de pe Gilord a măturat totul în cale. Udrea a mers și la Târgu Cărbunești pentru a aduce alimente și rechizite unei familii cu 9 copii. Elena Udrea a revenit la familia Mailat pentru a vedea cum poate să-i ajute la reconstruirea casei. Mi-ar trebui 100 de, da, mai mi-ar trebui 100 de milioane. Vă dă dumneavoastră? Da, da. S-o cumpăra sau s-o amenajați? S-o cumpăr? Da, cu este ea? Nu este aici, respectiv, al cui este casa, da, au zis că când am adunat bani îmi dă. Și este de acord. Da, mai îmi trebuie 100 de milioane. Apoi trebuie tot și amenajați. Cât de mare e casa? Are 4 camere. Nu, eu aș fi... Putem să vedem? Nu se știu, poate, este nu? Închis, nu se poate intra acolo, dar este super. Și m-am gândit pentru viitorul fetiței, dacă pot să adun banii acestea. Președinta PMP le va dona suma de bani care le este necesară pentru a consolida o altă casă. Păi, în primul rând, va trebui să facem o donație cu diferența de sumă pentru a putea achiziționa casa. Vedem dacă mai negociem cu proprietara, doamna spune că ar mai fi nevoie de 10.000 de lei. Vedem dacă mai putem negocia cu proprietara, după care o firmă de construcții de la, dintre societățile colegilor noștri, cei care se ocupă de construcții, să vină și să o ajute să repare casa. Îi dăm și noi mână de ajutor cei de aici, de la organizația locală. Sperăm că și vecinii vor veni să dea o mână de ajutor, în așa fel încât să se poată muta, să nu o prindă frigul, pe domnișoara sunt acolo într-o baracă, să poată să meargă la școală, să învețe, nu să stea să gândească că n-are unde să doarmă. O să îi donez eu acești bani și restul să ajute partidul cu materiale de construcție și cu... și cu vecinii din sat, forță de muncă. După orașul Novaci, Udrea a mers la Târgu Cărbunești, unde a fost așteptată de primarul Mihai Mazilu. Această investiție de peste 200 de miliarde vi se datorează. Am fost la dumneavoastră și dumneavoastră a spus Giro. Stau 80 de familii aici ca să poți să ai un act de sănătate, de învățământ, de lice și ordine publică. Trebuie specialiștii să-i legi cumva. Și cum poți să-i legi mai bine decât oferindu-le o locuință? Ce pot să vă spun? Că această investiție a durat, zic eu, un record național, 2 ani și jumătate. Prima oprire a Elenei Udrea a fost la blocurile ANL, unde edilul liberal și-a exprimat nemulțumirile. Să fac ceva și pentru orașul acesta, uitat de timp. Felicitări! Adică nu facem politică, dar parcă ăștia roșii în cerul gurii, e timpul ca să ducă. Au și oprit ce începuse, nu da. Numai. Da. Astea sunt oameni, nu da. Sunt care să facă nimic, strică ce fac alții. O familie cu 9 micuți a primit alimente și rechizite. Ce bebe? Tu? Ia vorbește cu doamna. Andrada și Busebi. Da? Nu e ce trebuie cântă. Și acolo sunt... e surioara voastră? Da. Hai să mă tăpărnile. Come on, come on.
Marian. Marian? Câți ani ai? 4? 3. 3 ani. Să fie sănătos. Și tu, iubita, câți ani ai? 7. 7 ani. Ce frumos ai. Uite, nu mi-ai spus câți ani ai tu. 6. 6 ani. Și tu? 5. 5 anișoare. Toți sunteți frumoși. La zilele orașului Târgu Cărbunești, Udrea a primit cadouri de la comercianți, dar a fost și întrebată cum e cu tăierea pensiilor. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, va merge miercuri împreună cu managerul CEO, Laurențiu Ciorel, la Ministerul Economiei pentru a lămuri problemele apărute la strategia pe energie. Șeful județului vrea să mai discute și despre externalizarea unor activități din cadrul complexului energetic Rovinari. După ce a mai fost odată săptămâna trecută la Ministerul Economiei, acum șeful județului spune că are alte probleme de discutat cu ministrul. Pentru miercuri avem programarea de a clarifica situația complexului energetic Oltenia cu privire la externalizarea unor activități miniere și arondarea acestora la CET-ul de la Govora, Berbești, cu privire la grăbirea sau realizarea recuperarea întârzierii mai degrabă de legiferare a exproprierii terenilor pentru date publică în care să fie cuprinși complexul energetic Oltenia, respectiv legea 255 și nu în ultimul rând cele legate de concurența neloială care există încă pe piața energetică între producătorii de energie electrică. Întâlnindu-se în făptuirea mistului energetic, e nevoie de o soluție urgentă ca să nu avem probleme cu ceea ce înseamnă punerea în situația dificilă a complexului energetic Oltenia, neavând aceleași condiții de livrare a energiei ca și cele ce folosesc apa, vântul, având, bineînțeles, materia primă dată de la Dumnezeu. Complexul energetic Oltenia are probleme în vânzarea energiei din cauza concurenței făcute de cei cu eolienele, dar și cu parcurile fotovoltaice, așa că ar trebui urgent o strategie pe energie. Ne trebuie o strategie pe energie pentru a ajuta complexul energetic Oltenia. Ea a fost foarte clar creionată de premierul Victor Ponta. Există o reticență din partea a ceea ce înseamnă operatori ce reglează piața energetică, vezi ANRE-ul, Transelectrica, e legată și de infrastructura, de realizarea exportului. Toate acestea sunt discutate cu primul ministru și trebuie să finalizate. Scutirea complexului energetic Oltenia de la plata certificatelor verzi, deoarece se poate asimila ca și un producător de energie cu energie verde și așa mai departe. Boala limbii albastre bântuie județul Gorj. Virusul a fost confirmat deja în 9 localități, iar alte 35 de localități așteaptă să primească o confirmare sau o infirmare de la Institutul Național de Diagnostic. Boala limbii albastre închide și târgurile de animale. În târgurile din aceste localități este interzisă comercializarea de ovine sau bovine. Este oficial, îngrijorarea inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare sunt în alertă. În 8 localități, Institutul Național de Diagnostic a confirmat prezența virusului bolii limbii albastre la bovine și într-o localitate a fost identificată această boală la ovine. În momentul acesta vorbim de 8 localități confirmată boala pentru specia bovine și o localitate confirmată pentru specia ovine. Alimpeștiul este pentru specia bovină, Turceni, Borăscu, Turcinești, Albeni, Prigoria, Bustuchin, Berlești și Roșia de Amaratia avem confirmarea pentru boala limbii albastre la bovine. S-a declarat oficial boala, toate animalele sunt sub observație clinică, iar suspiciuni la nivelul județului avem în 35 de localități. Afecțiunea este cauzată de un virus care este transmis la bovine prin înțepătura unei specii de țânțară. Boala limbii albastre produce pagube economice pentru că animalele bolnave trebuie sacrificate, fermierii despăgubiți, iar zona să intre în carantină. În localitățile afectate deja de... Târgul de animale a fost închis pentru animalele vii. Când s-a întâmplat asta? Păi s-a întâmplat de sâmbătă încoace. În târg nu au fost admise animale vii. Nu au mai rămas în târg
decât comercianții altor produse, legume mai precis, iar animalele vii nu au fost lăsate în târg. Avem și un anunț acolo. Afectează asta și bugetul local într-un fel? Nu, pentru că la târgul noi nu avem taxe. Această boală nu se pot comercializa aceste animale în târguri. Este și cazul târgului de animale din Tismana. Deși a fost deschis recent, nu se pot vinde sau cumpăra animale vii, a subliniat primarul localității Marian Sli. Ce măsuri vor fi luate și au fost luate, dacă au fost luate deja în acest caz? În primul rând, fiecare animal a fost pus sub observație clinică. Fiecare proprietar al exploatației cu animale supuse suspiciunii nu a voie să le scoate animale din gospodărie, nu a voie să circule pe drumurile publice, nu a voie să meargă către târguri, nu a voie să fie scoase din arealul județului Gorj. Fiecare proprietar de animale din județ are obligația ca atunci când constată modificări ale stării de sănătate, în cel mai scurt timp să anunțe medicul veterinar, pentru că această boală este în evoluție și dorim ca toate focarele de boală să fie diagnosticate. Paturile medicilor veterinari, în caz contrar, ei nu pot beneficia de despăgubiri în cazul în care mor animalele, a ținut să precizeze directorul DSV Gorj, Ion Iliuță. Boala limbii albastre a fost confirmată pentru prima dată la noi în țară pe 22 august, în urma unor teste de laborator. În județul Buzău au fost confirmate 28 de focare, iar boala a afectat 73 de bovine și 5 ovine. După aceste stări de alertă, Ministerul Agriculturii din Iordania a interzis importul de ovine și bovine din România, după ce Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor a anunțat că a depistat mai multe cazuri de îmbolnăvire. Mai sunt doar câteva zile și începe noul an școlar. Este un motiv întemeiat pentru ca părinții să ia la pas toate magazinele de profil în încercarea de a le cumpăra copiilor ce le trebuie la școală. Ofertele comercianților sunt pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. Comercianții au speculat din timp acest moment, astfel încât și-au aprovizionat magazinele cu toate cele necesare pentru începerea noului an școlar. Spun ei că părinții trebuie să scoată din buzunar în jur de 150 de lei pentru echiparea unui copil. Recunosc totuși că se caută produsele cele mai ieftine. De exemplu, acest ghiozdan costă doar 12 lei. Înainte de a da banii pe un ghiozdan sau pe o uniformă, părinții se gândesc de două ori. Asta pentru că au strâns cu greu sumele necesare pentru echiparea copiilor de școală. La cumpărături pentru școală? Da, în clasa 5-a. Ce cumpărați? Păi, în primul rând, uniformă, în al doilea rând, un ghiozdan sau o geantă și caiete, rechizite. Sunt greu de mulțumit copiii? Luăm și noi în limita posibilităților. Acum copiii vor multe, dar noi încercăm și noi în limita posibilităților. Noi, de exemplu, avem trei. Una în clasa 6, una între a 5-a și una la grădiniță. Și le îmbrăcăm pe rând. În situația acestei mame se află multe altele. Echiparea pentru școală a 2, 3 sau chiar mai mulți copii presupune cheltuieli însemnate. Din acest motiv, părinții pun bani deoparte chiar din timpul verii. Până acum nu am cumpărat decât Adidas, training și... Urmează caiete, ghiozdan, uniformă. Costă mult echiparea copilului pentru școală? În jur de 4 milioane jumate, 5. A strâns din timp banii pentru școală? Da, i-am strâns de pe vară. Spuneți, îmi puneți banii deoparte din timp pentru aceste cheltuieli? Da, îmi rezerv bugetul cu o lună înainte. Încerc să fac economii din salariul soțului. Să știți că sunt, față de ultima sunt. Trebuie să ne limităm la buget, să ne ajungă ca să putem să le luăm de toate, că trebuie foarte multe haine și de toate și ghiozdănele. Problemele financiare nu sunt însă cunoscute de copii. Ei știu doar că în prima zi de școală își doresc uniformă nouă și un ghiozdan complet echipat. Haine! Și ce urmează? Niște ghiozdane. Un ghiozdan nou? Da. Echiparea unui copil pentru noul an școlar costă părinții în jur de 150-200 de lei. Dezastrul la examenul de bacalaureat din această toamnă, mai puțin de 200 de elevi din cei 1238 înscriși au reușit să obțină o medie de trecere la examenul maturității. Detalii după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la știri. Luna octombrie este cea până la care se estimează că se va trece la aplicarea celui de-al doilea strat de asfalt pe DN66, porțiunea Rovinar-Târgu Jiu. Vorbim despre acest subiect prin telefon cu directorul secției de drumuri naționale Târgu Jiu, domnul Ion Tudor. Bună seara! Bună seara, cred că m-au auzit bine, da? Da, vă auzim. Spuneți-ne cum merg lucrările pe DN66. Vreau să vă spun de la început că la ultima vizită a premierului Victor Ponta la Rovinar, când am mers cu acest drum,
Bine, dar la Ruvinar când a ajuns, am avut o discuție dumnealui cu noi și cu președintele și cu prefect, cu primarul și l-a întrebat care este situația termenul. Ne-a spus așa, domnule prim-ministru, până la 15 septembrie circulăm deja pe primul strat de asfalt nou. Iată că e 1 septembrie și mai avem doar vreo câteva sute de metri până în Rovinari și avem asfalt nou pe drum de la Târgu Jiu la Rovinari, cu excepția podului peste Vârț, peste la Jiu, podul de la Vârț peste Jiu, unde, sigur, este o lucrare mult mai complexă, unde vom mai, probabil că va mai dura o lună sau poate două. Dar ceea ce promitem, facem. Acum deja se lucrează la stratul 2 de asfalt pe zona Vârț-Rovinari și până la sfârșitul perioadei de toamnă, când se mai poate lucra, sunt toate șansele să se toarnă și stratul 3 de asfalt. Deci vom fi peste ceea ce ne-am programat. Vreau să întreb de toată lumea. La acest drum s-a lucrat acum 4, 5, 7 ani, nu mai știu, Dumnezeu știe. Nu ne interesează ce a fost atunci. Noi discutăm de anul trecut. Când a venit premierul în Gorj, anul trecut a spus, vor fi bani pentru acest drum. A alocat bani pentru acest drum, pentru Rovinar, Târgu Jiu, Bumbești și, bineînțeles, pentru Bumbești, Lainici, Livezeni. Au alocat banii și se lucrează. Mult mai greu se lucrează pe defileu datorită condițiilor care sunt. Sigur, zonă de munte, calea ferată, Jiu, drumul, multe curbe, multe zone unde este nevoie să se lucreze chiar deasupra apei, dar se lucrează. Nu sunt motive, nu sunt scuze, dar este doar din punct de vedere tehnic mai greu decât pe zona de sud. Mai avem, e adevărat, la Bumbești, Jiu, acolo un pasaj peste calea ferată unde, din păcate, și noi ne asumăm această vină, și noi, și constructorul, și consultantul, până la această dată, încă nu au fost emise toate documentele. Asta este procedura. Se demolează, se vine cu proiectul, se măsoară, se stabilește tehnologia până la urmă și după aceea se aprobă. Dar în cazul în care în maxim două săptămâni de zile, poate și mai repede, nu se va putea continua peste firul de la calea ferată, se va rezolva situația cu o grindă provizorie și se va circula și acolo pe două sensuri. Ce să mai spun? Se lucrează de la Târgu Jiu la Rovinari la cele casete. Vechea poveste de care toată lumea a spus. Dom'le, casetele, că este apă, că este noroi, că terenul nu este cel care este în proiect. Mă auziți, da? Da, sigur, vă auzim. Se lucrează repede, se lucrează bine, ceea ce înseamnă că sunt toate premizele. Drumul anul va fi gata, cu accese, cu racorduri, cu asfalt, cu brigole, cu tot ce este nevoie. La anul. Nu le-am încadrat, am spus de la început că nu va fi terminat în acest an, în toamna acestui an. Nu avem rost să spunem povești. Da, va fi gata, povești, nu știu, nu. Ceea ce spunem, facem și am făcut. E adevărat că toată lumea așteaptă să fie drumul gata. Toți așteptăm să-l terminăm, pentru că urmează o nouă lucrare foarte mare, grea și foarte importantă, drumul de ocolire al municipiului Târgu Jiu, centura. Dar vreau să vă spun, atâta timp cât primarul, domnul Vlad Florin Cârciumaru, vreau să vă spun toată lumea, direct se ocupă, dumnealui și domnul Neaga, sunt cei care se ocupă direct și de această centură, fiți siguri că centura Târgu Jiului va începe în această centură, s-au terminat cu expropierile, a ieșit ordonanța, cred că în două săptămâni se poate emite ordinul de începere. Deja constructorul știe, este pregătit să se mobilizeze, ăsta este termenul, și să intre în șantier. O lucrare mare. Sigur, dacă tot n-am mai vorbit de mult. Cum? Dacă ți-a ajuns și la Târgu Jiu, voiam să vă întrebăm, de exemplu, în zona Romanești. Oamenii sunt nevoiți să parcheze mașinile pe carosabil. Este acolo o problemă cu drumul, cu podețele? Cum intră oamenii în curte? Nu este o problemă. Bine că m-ați întrebat. Mulțumesc că m-ați întrebat. Nu este o problemă. Dar ăsta este procesul tehnologic. După ce se fac acele casete pe margine, s-a pus piatră spartă, s-a cilindrat. Sunt niște termeni pe care trebuie să îi respecti și după aceea se toarnă asfaltul, iar numai după ce se toarnă și primul și al doilea strat de asfalt, se va trece la rigole și la podețe. Dar, loc spun și astăzi, de la primărie am fost sunați că un cetățean vrea să bage lemnul în curte. Sigur, am intervenit, s-au dus imediat constructorul,
omul a înțeles, zice, da, domnule, gata, aștept până mâine, mâine rezolv, adică haideți să mai facem și unele eforturi, dacă într-adevăr, până acum ne văitam, au drumul, sunt grob, nu sunt probleme, nu e bine, nu se face. Păi acum se face. Eu îmi cer scuze pentru disconfortul pentru care îl creăm celor din Rovinari și nu mai din Rovinari, și din Drăguțești, și prin Vârți creăm acest disconfort cu șantierul. Păi când ești un șantier, întâi trebuie să sapi, să dărâm de multe ori ceea ce este făcut și nu este făcut bine sau deja nu mai este bun și după aceea să construiești. Eu le mulțumesc oamenilor că ne înțeleg și ne-au înțeles și ne vor înțelege în continuare și public, vă spun, îmi cer scuze și eu, discutați să și dumneavoastră atenția foarte serios și dumneavoastră pe problemele pe Rovinari, pe Vârți, pe Drăguțești, dar mai ales pe Târgu Jiu, doar Cârciumară. Spuneți-ne, târgujenii, până când vor fi nevoiți să parcheze mașinile, așa cum spuneam, pe carosabil? Până când vor continua aceste lucruri? Am găsit, în sfârșit, un motiv de supărare. Păi vor fi nevoiți, până când se va turna asfaltul, să parcheze mașinile în afară, până se vor face acele poduri de acces. Se vor face și podurile de acces. Dar unde să știți, acolo unde sunt probleme strigente, deosebite, are omul nevoie să-și bage materiale în curte, are nevoie să-și bage lemnă. Noi intervenim, te duce să faci un podes provizoriu, deși o muncă în plus, nu contează, și nu-i lăsăm pe oameni fără să fie ajutați. Dar să nu facem acum din acest, și la drag atenția public tuturor, mă refer la unii care, în afară de faptul că dau din gură, ham, toate, cum mă refer la noastră, care a fost aproape de noi și sunteți și a fost obiectiv și vă mulțumesc. Dar sunt unii, toate ziua. Știți, cum îmi spunea bunica mea, au o mumă lună, plină latră câini în Giurgiu, așa este. Dar trecem peste asta. Să nu facem acum un motiv, un subiect de presă că oamenii stau pe marginea drumului cu mașini. Să ne vedem de treabă, lăsăm constructorul să lucreze. Vă mulțumim că ne semnalați. Ce a fost momente în care colegii noștri au semnalat situația? Nu, e o problemă, un bătrân nu poate să intre. Sigur, ne-am dus acolo și am intervenit. Dar nu facem acum un capăt de țară. Până acum nu se lucra, nu era utilaje, nu se turna. Acum se toarnă, sunt utilaje, sunt oameni, se fac poduri și am găsit un motiv, să zicem asta. Mulțumesc oricum. E în regulă, vă mulțumim. Sigur, și noi pentru aceste precizări. Pe defileu, cât mai durează? Tot așa până la anul. Discuția de domnul director general Neagă cu constructorul le-a tras atenția și l-a solicitat expres, dacă nu vă luăm o sus, să se toarne primul strat de asfalt și până în zona Lainici. Chiar dacă e mult mai greu, va fi o toamnă târzie, acum, Doamne ferește, nu ne trezim că după 15 septembrie plouă în fiecare zi. Dar după prognoze va fi o toamnă mai lungă și cu cecetoasă, ziceau meteorologii. Păi da, Dumnezeu, să fie așa. Atunci ați văzut că deja se și toarnă și pe defileu. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, domnule Tudor. Mai avem o problemă. Drumul Regelui. Au fost experții, am spus-o și o repet, s-au constatat o serie de aspecte care sunt în analiza TNADR-ului și încercăm să încercăm. Veți prelua și dumneavoastră? Veți prelua dumneavoastră Transalpina? Am preluat acest drum de către companie. Pentru că situația asta, încă o dată, și eu am fost de multe ori în Rânca. Oamenii au fost supărați de la cabane și le-am înțeles supărarea. Dar 15, 16 august, atunci când a fost foarte cald, a fost mini-vacanța, au fost niciodată de mulți turiști. Pentru că domnul Neagă a spus foarte clar, atenție, din acest moment, după ce s-a făcut expertiza, drumul are regim de șantier, drum în lucru. Deci nu mai apare drum închis, atenție. Drum în lucru, drum în regim de șantier, pe care se circulă în regim de șantier, așa cum a spus-o în permanență. Și turiștii, și ciobanii, și oamenii de la Obște, pentru că zona e prea frumoasă, sunt și destul de multe probleme. Au oamenii exploatări forestiere, au oamenii Obște, au oamenii turmele de oi. Și atunci s-a luat. Dar fac apel încă o dată la toți cei care ne ascultă, să circule cu mare grijă. Noi am pus niște restricții cu tonajul pe zona, mă refer pe zona Novaci, unde am putut. Însă, în momentul în care drumul va fi preluat de noi, vom impune imediat limită maximă de viteză 40 de kilometri pe drumul Regelui. Transalpina, da? Dar drumul Regelui, vrem să-i zicem, și așa-i vă zice, 67C. Și sigur vom face marcajul cu vopsea galbenă. Nu știm dacă va fi, vă spuneam, secetoasă vara, sperăm până în octombrie încolo să nu avem zăpadă, nici măcar pe parâng. Și atunci se va mai putea circula.
Dumnezeu să ne ajute tuturor, drumuri bune și vă mulțumesc că m-ați ascultat, dar mai ales le mulțumesc celor care ne ascultă și ne înțeleg. Vă mulțumim și noi pentru aceste informații. A fost cu noi prin telefon directorul secției de drumuri naționale Târgu Jiu, domnul Ion Tudor. Acum mergem mai departe. Dezastrul la bacalaureatul Codașilor, mai puțin de 200 de elevi au reușit să obțină o medie de trecere la examenul maturității. În aceste condiții, procentul de promovabilitate abia a depășit 14%. Nemulțumiți de note, foarte mulți candidați s-au grăbit spre centrele de examen, unde de data aceasta au contestat notele primite de la profesorii corectori. În sesiunea din toamnă, bacalaureatului s-au înscris 1238 de absolvenți ai claselor a 12-a, fie din promoții curente, fie din promoții anterioare. Subiectele însă au depășit cu mult nivelul de cunoștință al tinerilor, iar drept dovadă stau rezultatele centralizate la Inspectoratul Școlar Gorj. Procentul de promovabilitate înregistrat la nivelul județului Gorj pe absolvenți ai promoției curente și absolvenți ai promoțiilor anterioare a fost 14,30. Iar defalcat, acest procent este evident mai mare pentru promoția curentă, 16,30% dintre candidați din promoția curentă au reușit să promoveze această sesiune, iar din promoțiile anterioare, 9,76% au reușit să promoveze acest examen de bacalaureat, precizez încă o dată, înainte de rezolvarea contestațiilor. Procentul de promovabilitate va mai crește puțin, ținând cont că foarte mulți elevi au contestat notele primite. Ai depus contestație? Da. Ce notă obținuse inițial? 3,90, dar mă așteptam la mult mai mult. Adică în jur de 6. La ce materie? La matematică. Crezi că după contestații vei obține? Eu așa cred. Așa mi-aș se da. Pe 4 septembrie vor fi afișate rezultatele finale ale bacalaureatului 2014, sesiunea august-septembrie. Claudiu Ilinca avea 13 ani în 2001 când a câștigat titlul de campion național la Ploiești. Chiar dacă boxul era viața lui și a practicat acest sport din 1994 până în 2004, tânărul a ales să plece în străinătate pentru a-și câștiga existența. Claudiu spune că tinerii sportivi nu sunt ajutați mai departe de instituțiile abilitate și este foarte greu să-și găsească un loc de muncă în România. Când lovești de adversar, întotdeauna să pui mânușa, țac, să nu te lovească niciodată. Și după aia începi și tu să dai stângă, dreaptă, stângă, uper cu croșeu. Ce să mai... Boxul se practichează pe inteligență. Dacă știi să-i aștepți și aștepți momentul justu, care potrivit, pe oricare, cât de bun ar fi, i-ai dat lovitura bine, cade oricare, nu-i problema asta. Claudiu Ilinca are acum 26 de ani. Tânărul spune că regretul cel mai mare al său este că nu a găsit un loc de muncă în țară pentru a-și câștiga existența aici. Practicat din 94 până în 2004. Cu ce medalii vă puteți lăuda? Ce premii ați câștigat? Am câștigat medalia de campion național în 2001 la Ploiești. În 2001 și în 2003 m-am lăsat că nu se câștiga foarte bine. Din cauza părții financiare, să spunem. Da, da. Bun, și de atunci ați mai făcut box? Cum vă mențineți sau cum? Am fost nevoit să plec pe afară, prin străinătate, să muncesc și multe chestii și aș vrea doar să mă schimbe și multe lucruri, dar nu se schimbă la noi, la Gorj. Acum ați vrea să mai participați la o competiție națională? Nu, în stare, în momentul acesta. La profesioniști. Doar la profesioniști, așa nu, din ăștia foarte competiții mici nu mai aș băga. Da, la profesioniști ați mai participat în țară, în străinătate? Nu, dacă aș avea putere că mă simt capabil și încă mai simt că am forță și pot să fac performanță. Marea nemulțumire lui Claudiu este aceea că sportivii nu sunt ajutați și de cele mai multe ori sunt obligați să trăiască din salariul mamei sau pensiile bunicilor. Nemulțumirea mea că s-a ajuns... cum să spun eu, pe performanța foștilor campioni, cum Petrișor, Gănănău, Ilinca Claudiu și Tărău, Veronel, Dogaru, Ion, Bumbe, Jiu, mulți și la Târgu Jiu, s-a ajuns să câștige tineretul care fac box la ora actuală pe spate foștilor campioni, ei să trăiască bine și campionii s-au ajuns să trăiască pe pensiile, cum să vă explic eu, pe pensiile
bunicilor, pensiile mamelor, adică trebuie să plece prin străinătate foștii campioni, pentru că nu mai au loc. Dacă puterea vrea să nu îi respectă, și eu zic că, până la urmă, nu zic eu, Dumnezeu o să facă dreptate. Deci credeți că boxerii nu sunt ajutați pe mai departe, da? Da, da. Distracție și voie bună ieri Hilaruncu, deoarece s-a organizat cea de-a patra ediție a Sărbătorii Muntelui. Primarul comunei Runcu, Adi Câmpeanu, spune că manifestarea din acest an a fost una mai bogată în evenimente și acțiuni culturale. Sute de locuitori din satele componente ale comunei Runcu, dar și din localitățile învecinate, au participat ieri la Sărbătoarea Muntelui. Este o sărbătoare pe care am considerat că trebuie să o ținem în comun, având în vedere că și noi aveam o sărbătoare în satul Suseni și Dobrița și Obștea Dobrița avea o sărbătoare specifică zonei și atunci am considerat că munca în echipă dă rezultate și am cumulat cele două sărbători, rezultând a cincea ediție a Sărbătorii Muntelui, organizată aici în vârful Babele, sărbătoare care are ca scop sfințirea Troiței, amplasată aici în spatele dumneavoastră de către membrii Obștii Dobrița. Ansamblul folcloric al comunii participă la organizarea unui eveniment cultural artistic și, bineînțeles, se oferă din partea Consiliului de Administrație al Obștii și în principiul al președintelui acestei obștii o masă din partea dumnealor către membrii acestei obștii. Am înțeles, este o zonă foarte frumoasă. Turiști, așteptați? Da, este o zonă frumoasă, sunt și turiști, am pus la dispoziție și autocare ca să aducă oamenii din satele Suseni și Dobrița să aducă la acest eveniment. An de an ne strângem aproximativ 4-500 de persoane. Se spune că și anul acesta vor fi oamenii cât mai mulți pentru a participa la lucrările acestui eveniment. Manifestările s-au desfășurat în locul cunoscut ca Muntele Babele. Participăm și noi în calitate de locuitori acestei comune și mai ales avem cu ocazia aceasta dăm și un spectacol cu membrii ansamblului Maria Apostol din Runcu, spectacol pe care l-am pregătit cuprinde dansuri populare, cântece și populare și, bineînțeles, și cântece din zona noastră, zona de trecere transformanța dintre Oltenia de Nord-Vest și Hunedoara. Autoritățile locale au amenajat drumul în așa fel încât oamenii să aibă acces liber până în zona respectivă. Drumul a fost nivelat și s-a aplicat un strat de piatră spartă. Ne aflăm la patra ediție a Sărbătoarii Muntelui. Este o sărbătoare care vrem să intre în tradiție și reprezintă, de fapt, liantul de legătură, să zic așa, în cadrul comunității, între Consiliul Local al Primăriei Runcu, Primăria Runcu și membrii obștii Plăiole Dobriței. Sigur că e un eveniment care vrem ca să-l continuăm, din contră să-i dăm și o tentă mai puternică în acest sens, pentru că deja am căpătat experiență și știm ceea ce înseamnă să organizăm asemenea evenimente. În continuare vă invit să urmăriți alte știri pe scurt. Un șofer de 39 de ani din Glogova a fost prins azi noapte în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice, anunță Inspectoratul Județean de Poliție Gorj. Etilotestul a indicat o alcoolemie de 2,02 mg de alcool pur în aerul expirat, acesta fiind recordul înregistrat până în prezent anul acesta. Pe numele acestuia s-a întocmit dosar penal. Bărbatul riscă până la 5 ani de închisoare. Agenția Națională a Funcționarilor Publici va organiza o serie de concursuri pentru ocuparea unor posturi în cadrul a 5 primării din județul Gorj. Printre acestea se numără Bolboși, Dragotești, Turceni, Turcinești și Peștișani. Joburile scoase la concurs sunt de consilieri, inspectori, auditor superior, inspector asistent, dar și inspector principal. Primăria Bolboși are nevoie de consilier juridic clasa 1, grad profesional asistent, dar și de un consilier cadastru clasa 1, grad profesional superior. Potențialii candidați trebuie să fie absolvenți de științe juridice și administrative, respectiv cadastru și îmbunătățiri funciare. Totodată, vechimea în muncă să fie de minimum 9 ani. Examenele se vor susține pe 13 și 14 octombrie 2014. Guvernul a decis săptămâna trecută alocarea din fondul de rezervă a sumei de 7,18 milioane de lei Ministerului Dezvoltării pentru administrația locală, a sumei de 6 milioane de lei pentru două mănăstiri și un centru eparhial, precum și a aproape 1 milion de lei pentru înființarea Institutului Cultural al României la Beijing. Pe lista sumelor acordate se află și Mănăstirea Tismana din Gorj, care va primi suma de 2 milioane de lei. După generic, urmărim știrile din sport.
Olandorii au spart gheața și au reușit să bifeze prima victorie din noul sezon al Ligii 1. Jucătorii lui Grigoraș au câștigat partida de la Mediaș. Buleică și Matuleviciu s-au marcat cele două goluri, prin care Pandurii a câștigat scor 2-0 meciul din deplasare cu Gazmetan Mediaș din etapa a 6-a a Ligii 1. Dacă în primele 5 etape din Liga 1 Pandurii s-a chinuit reușind doar 3 egaluri, în etapa a 6-a trupa lui Grigoraș a renăscut și s-a impus categoric la Mediaș. Foarte important de prima victorie, pentru că veneam după 5 rezultate slabe sau foarte slabe. Jocul nu fusese deloc concludent, am avut evoluții modeste. Aveam anumite circunstanțe, dar treceau etapele și rămâneam în acea zonă periculoasă, doar cu 3 puncte. Foarte importantă victoria de astăzi, obținută prin muncă. Această victorie le-a ridicat moralul gorjenilor, care după o pauză competițională de 2 săptămâni vor avea o serie de meciuri grele. Victoria asta este mai mult de moral, pentru că sunt jucători, eu am mare încredere în lotul ăsta de jucători, jucători importanti, jucători valoroși. Mai spui încă o dată, au fost foarte mulți în echipă care în ultima perioadă au puține sau aproape meciuri deloc în 2014. Iar lucrul ăsta s-a văzut în evoluția noastră la începutul campionatului. Să sperăm că am depășit momentul și după această pauză să arătăm altfel, cu toate că ne așteaptă un program infernal. Alin Buleica a deschis scorul din marginea careului în minutul 3 și spune că acesta este un nou început pentru Pandurii. A fost o echipă, zic eu, o echipă mai bună, care a controlat jocul, chiar dacă în prima repriză au avut și două ocazii, dar chiar dacă v-am zis, au avut două ocazii clare de gol, cred eu că am controlat jocul și am avut o posesie bună și chiar am avut ocazii de a marca. Un nou început pentru Pandurii cu această primă victorie din campionat? Da, este un nou început pentru noi, pentru noi toți, pentru că n-am avut un sezon, un început de sezon bun niciunul dintre noi. Chiar dacă au fost învinși cu scor categoric, gazdele au declarat că Pandurii nu au impresionat, susține tehnicianul de la Gazmetan Mediaș, Cristi Dulca. Astăzi n-a mai fost echipa care, aici nu vorbesc de unul sau doi jucători, vorbesc de întreaga echipă și cei care au intrat. N-am avut prospețimea necesară, am efectuat doar două antrenamente cu ei în această săptămână și probabil asta s-a văzut în exprimarea noastră. N-am fost inspirați, n-am avurit, n-am putut face pressing în fața unei echipe care s-a și văzut. Au ieșit doi jucători cu crampe musculare, echipă care mi s-a părut fără ritm. Au jucători de valoare, dar nu m-a impresionat cu nimic, chiar dacă am pierdut 2-0. După această victorie, Pandurii a adunat 6 puncte și s-a distanțat de zona retrogradării, în vreme ce Mediașul a înregistrat a doua înfrângere din acest campionat, aflându-se la mijlocul clasamentului după 6 etape cu 8 puncte. Următorul duel al gorjenilor este programat luni, 15 septembrie, pe teren propriu cu Petrolul Ploiești. Pandurii s-au mai întărit după victoria de la Mediaș. Clubul gorjean a anunțat transferul unui atacant care vine din Slovenia. Contractul cu Vârful a fost parafat pe un sezon cu opțiune de prelungire pe încă două sezoane. Președintele clubului Pandurii, Mihai Prunariu, speră ca acesta să aducă un plus echipei. Numele său este Matias Mrecar, are 25 de ani și a evoluat ultima oară în Slovenia, iar echipa sa a terminat pe locul 5 în campionat. Vârful înalt de 1,85 metri a sosit în România și a bătut palma pe un sezon cu opțiune de prelungire pe încă două sezoane. Smrekar vine să întărească o linie de atac care îi mai conține pe Davidas Matulevicius și Mihai Roman, a transmis clubul gorjean printr-un comunicat de presă. Președintele grupării gorjene, Mihai Prunariu, a subliniat că speră ca Vârful slovac să aducă un plus echipei. Un autentic vârf, jucător cu numărul 9, dar poate să joace și pe al doilea vârf sau poate să joace și în stânga și în dreapta. Un jucător de 25 de ani, 1,85 m, care a jucat în ultimul timp. A dat, din câte mi-aduc aminte, 10 goluri în 15 meciuri și are nevoie de un atacant. Sper să-și câștige postul, în echipă. La sugestia antrenorului l-am adus. Avem mare încredere că ne va ajuta pentru a ne atinge obiectivul. În ceea ce privește lotul echipei, Prunariu spune că se va merge pe această formulă până la iarnă, când se vor decide alte posibile transferuri în cazul în care va fi nevoie. Însă, în două săptămâni, se va afla dacă gruparea gorjeană va mai transfera și un fundaș. Noi discutăm în fiecare zi. Stăm să vedem acum în perioada asta, să vedem dacă Rico da Silva va reveni. Sunt două săptămâni de pauză. Pe postul de fundaș central avem 4 jucători. 2 cu experiență, 2 mai tineri. Vom vedea.
Deci n-am luat încă o decizie, până la urmă nici nu putem aduce un fundaj decât care să joace. Așa, aduci jucători pe banca de rezervă, e simplu. Atacantul croat, recent transferat, are șanse să debuteze în tricoul Pandurilor chiar la următoarea partidă, un meci greu în care adversari sunt cei de la Petrolul Ploiești. Toamna calendaristică debutează cu vreme frumoasă și normală, termic pentru data din calendar, temperaturile exacte în rubrica Meteo. Pe final vă invit să ne înveselim. A început ora de joacă pentru urși panda. Iată cum se distrează puii pe topogan. Se opresc aici, sunt Diana Pătruț, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă tuturor!